Echipa de fotbal Rapid Suceava a înregistrat o nouă remiză în deplasare, aceasta fiind a patra de la startul actualului sezon. După ce a încheiat cu scorul de 0-0 partida disputată miercuri pe terenul celor de la Unirea Târlungeni. Brașovenii au început în forță încă din minutul al doilea al meciului printr-o pasă puternică, dar ratată spre poarta sucevenilor. De partea cealaltă, ceferiștii au avut șansa deschiderii scorului prin Ionuț Plămadă, însă mingea trimisă de acesta a fost respinsă de la colțul lung de Darabant. Prima repriză a fost una mai incisivă. În cea secundă, cele două formații nu și-au mai asumat niciun risc. S-a jucat mai mult la mijlocul terenului. Partida s-a terminat la egalitate, scor 0-0, iar gruparea suceveană a bifat primul meci în deplasare fără gol primit. Astfel, Rapid Suceava a egalat la puncte ocupanta locului 10 în clasamentul seriei 1, CF Brăila. Sunt mulțumit de rezultat. O primă repriză am făcut bună, puteam să intram cu avantaj la pauză, dacă eram puțin mai atenți la unele situații care le-am avut favorabile de a marca. A doua repriză am simțit, cel puțin prin finalul ultimei 15-20 minute, să zic așa, s-a simțit un pic oboseala. S-a simțit puțin oboseala, de aia zic că rezultatul este unul echitabil așa și pentru că prima repriză am controlat-o noi și puteam să înscriem, a doua repriză am avut puține șanse, mai exact două șanse de a marca, în rest a fost un joc așa, mai la centrul terenului.